astăzi, în acest episod, mama strictă este adoptată de propriul ei fiu. Stai, ce? Cum adică e posibil așa ceva? Ei bine, astăzi, Darcel 2012 a decis să facă schimb de vieți cu mama lui, așa că pentru 24 de ore, el este părintele, iar mama lui este copilul. A făcut mișto de ea în ultimul hal, a fost super fraier, fiindcă acesta a luat rolul mult prea serios. Și chiar s-a dat la un băiat, el de fapt, în mod normal, fiind băiat, nu fată, iar omul acela vă dați seama că s-a cam speriat, Darcel. Dar, da. Am aflat și încă un secret despre relația lui cu tatăl său, dar nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți. Mă, Darusele, ia loc aici. Nu, de fapt, sau care era, Darusele, ăsta-i locul tău, în partea asta, în dreapta. Ia loc aici, că ăsta-i locul meu, dacă ții tu bine minte. Darusele, ți-am repetat de atâtea ori. Hai, pune-te acolo ca să-ți fac de mâncare acolo. Darusele, să te... Darusele, du-te acolo. Nu, Darusele, mami, fii atâta, mami, Nu, Darusele, nu, lasă-mă, du-te acolo și stai acolo. Eu mă duc, doamne, ce mă enervează copilul ăsta, mă, frate. Ia, mă, să văd ce avem aici de mâncare. Să pregătim și noi de mâncare în partea asta. Ce aș putea să pregătesc și eu de mâncare? Ia să vedem, deci eu așa de... Bă, cred că Darusele, uite ce ai făcut. Ai dat mine și s-a spart peretele în spate. Numai că deja mă enervez. Copile, ești de belea, ești prea nebun. Gata, termină. Ce vrei? De ce ai venit aici? De ce? Nu mă lași să faci de mâncare, că deja mai tapă strica. Nu, zi-o dată, copile, hai. Acum eu să fac de mâncare, ok? Ah, dar Darusel, faci tu de mâncare, doamne, doamne. Băi, e bine, mă, că faci de mâncare. Nu mai stai eu, Darusel, dar știi să faci de mâncare bine sau nu știi? Da, pleacă. Dar ce să vină ție, Darusel, să fii tu bucătara asta? Gata, hai! Ce gata, mă, ce? Ia și ce de mâncare? Burger, nu-i așa? Ia să văd, ce e de mâncare? Ah, normal. Burger și zahăr! Burger și zahăr, bă, cum adică și... Doamne, Darusel, ia zahărul ăsta înapoi, mă, Darusel, ce ți-a venit, mă, ție să faci de mâncare? Bine, nici n-ai făcut de mâncare, că e la practic din frigider, că erau deja făcut burgerii. Mami, eu vreau să fiu mama strictă și tu să fii copilul Darusel. Yay! Că fie atent, mami, eu vreau ca tu și eu să facem schimb de viață de 24 de ore, adică eu să fiu mama ta și tu să fii copilul meu. Darusel, crezi că mi-ar de mie de prostiile tale? Cum adică, mă, Darusel, eu sunt maică ta și tu trebuie să faci ceea ce zic eu, Darusel, ai înțeles? Nu, dar tu ai înțeles azi, ai înțeles? Bine, mă, gata, mă, ia, mă, să vedem ce poate țipi. Ia, mă, să văd, Darusel, dacă tu te complacă și tu o să știi să fii un okay. Părinte bun, Darusel, chiar sunt curând. Okay. Ia burgerul ăsta, de fapt, lasă că îl mănânc eu, Darusel. Chiar sunt curând. Ia, mă, și cum adică, mă, să stai puțin, cum adică tu să fii eu și eu să Darusel, vreau ca tu să te duci să-ți faci temele. Hai, mai repede, du-te. Ok, mami, așa ar trebui să zic. Gata, dar nu am teme. Dar nu am teme, mă, Darusel, dar tu știi cum să te cumpăt. Darusel, eu sunt așa rău cu tine. Bine, și acum ce fac? Stau aici în cameră, stau, mă, ui, șoc, îmi vorbesc tu, cu ce vorbesc tu, pa, aici? Copilul ăsta, cineva din copilul ăsta, cred că o să te dă la adopție. Ok, deci Darusel joacă rolul de părinte, am întâlnit. Deci Darusel, practic, vrea să facă schimb de vieți. Ha, mă, chiar sunt curios, cum o să fie schimb de vieți? Darusel să fie mama strictă și eu să fiu Darusel. Chiar sunt curios, cum o să fie... Șarpele! Ok, stai puțin, că am ceva de discutat. Darusel, ia vină! Șarpele, stai puțin, stop joc, vreau să zic ceva. Tu faci mișto de mine, nu, da, asta te-ai ales ca tu să fii acum mama strictă, să faci mișto de mine, că mie mi-e frică de șerp. Dar ție de ce ți-e frică, Darusel? Ție nu ți-e frică de ceva, Darusel? Aaaa, șerp! Darusel, ajutor, Darusel! Ok, Darusel, ok. Darusel, mai ții minte bățul ăsta de când erai tu mic, Darusel? Și mai ții minte și pe taică-tă, Darusel? Mai ții minte și pe taică-tă? Ia spune mie. Da, oare tu și pe taică-tă? Ia și pe taică-tă? Bă, dacă, copil, Darusel, n-ai ajuns să dai mine, bă, Darusel, ok, gata, hai, mă, că facem ce ai zis tu, Darusel, așa, și ce trebuie să fac acum, că nu te înțeleg, bă, ce, doamne, mamă, mă enervez de tot, copile. Să te duci în cameră să-ți faci temele. Așa, le-am făcut temele, și acum ce vrei să fac? Nu știu, du-te la școală. Aolo, bă, tu o să fii un părinte, vai de capul tău, nu știu să te cumpărți, bă, Darusel, chiar n-ai, bă, copile, chiar nu, ce-i tu, minte? Darusel, hai cu mine, Darusel, hai cu mine, Darusel. Ok, du-te cu tine, du-te cu tine. Hai, mami, și ce vrei să facem? Ia, unde mergem acum? Ia, să vedem, bă. Dar să stai puțin. Hai, mami, că vrei să zici ce faci cu căi. Hai, stai puțin, vrei să mergem? Tu vrei să mă duci la școală acum? Nu. Da, unde vrei să mă duci? Nu știu, dar stai cum să le fetele. Da, fata, ce faci? Da, uite aici cu copilul meu, e bine și e bun. Da, fata, da, hai la mol. Ok, dar să, deci tu-ți bagi de mine acum, tu faci mișto de mine, că știi ce, mă, dar să, eu măcar am prietenul ca tine. Da, tu n-ai niciun prieten, dar să, ai înțeles? Tu n-ai niciun prieten, nici parafel, nu mai vreau la fel să asta cu tine. Mă sună eu. Și cine, bă, dar să, dar nu-ți cunosc prietenii ăștia, de unde vrei să știu eu de viața ta? Dar să, mă, dacă nu, o să pun pe tine.
Ok, mamă, ce se întâmplă mă aici? Doamne, ia cu molul ăsta, ce se mai află pe aici niște... Ok, mami, ia cumpărăm și mie un... De fapt, nu, stai puțin. Hai, gata, unde cumpără ăsta? Acum ce mai faci? Ce mai vrei să mai faci? Deci tu faci asta de mine. Mine, Larisel, lasă să vezi tu ziua următoare, să vezi tu. Ia mă să mă cumpăr și o cașcă. Mami, așteaptă, mami, mă uitam pe drum, ce fai, mami? Doamnă... Așa, deci Andrei, Larisel, noi să mergem la parc. Hai la parc, Larisel. Da, yeah, mergem la parcul de distracții să ne jucăm, da, mami, Hai, pleacă. Ok, da, ok, mamă, ce mă nervează ăsta, bă, frate. Vreau el să fie cum ar veni, să vadă cum e pentru o zi, să fie el părintele cum ar veni. El să fie mama strictă, să dă el și mechirează în suc. Dar mai repede. Eu să vii mai repede sau tu să vii mai repede? Chiar uite unde sunt eu, am ajuns deja, ia, deci cam aici. Vezi că eu pun pe tactul pe tine, înțeles? Ok, bine, așa vorbim, ok, am înțeles. Ia, flor, hai. Da, fata, cum să nu, uite, ești frumoasă, nu? Ce vreau mă pleacă nici, copile, pleacă nici! Da, fata, uite, floarea, lasă floarea, nu? Da, ce? Ce? Dar Rusin, am rupt ea fentele, ai mușchi, Rusin, ai mușchi. Da, 100%, ia uite, am mușchi. Fiantele, au, unghiile mele, m-a rupit la unghi. Mamă, ce mă enervează, bă, copilul ăsta, uite, acum stau să mă gândesc, uite, ce mișto e facil de maică-sa, mă, deci dacă chiar era maică-sa și nu eram eu transformat în maică-sa, dacă chiar era maică-sa aici, dacă nu era plecată și nu știu unde a plecat, că vedem că nu se mai întoarce, chiar n-am nicio idee. Scrieți-mi voi acolo în comentarii ce credeți voi că s-a întâmplat cu maica sau unde o fi. Bă, deci dacă maica sa chiar era aici, cred că făcea urât rău de tot dacă se întâmpla asta. De fapt, chiar nici nu accepta faptul ca Darusel să fie practic pentru o zi, să fie ea și ea să fie Darusel. Bă, dar mă enervează pe mine. Da, cum ar fi enervată pe ea, sincer. Acum nu mai am ce să zic. Uitați-vă, ce face mă ăla acolo? Doamne, uitați-vă la... Deci, am... Uite frumos ești, ești foarte frumos, da, uite, Sel, stai puțin. Când vrei? Mami, ăsta asta Darusel. Stai puțin, ia vine puțin aici. Stai puțin, stop joc, Darusel. Bă, Darusel, tu ești dement, tu ești dement la cap tu acum. Stai puțin, ascultă puțin. Tu, n-am făcut schimb de haine sau de ceva, dar în sine, să vede că tu ești băiat, poate de-i las băiți, tu ce crezi că zic ăștia, că ăștia nu știu că tu ești acum, practic, ești, v-ar veni că am făcut schimb de vieți, dar înțeleg, bă, tu... Că prost e copilul ăsta, bă, dar nu gândește absolut deloc, sincer, chiar nu gândește. Am vrut să-i zic atunci când zicea el că vrea să meargă la școală, să ducă pe Max, acum ar veni la școală, că și că îi ziceam atunci, bă, dar n-ai cum, că practic nu e schimb de vieți și profesorii n-ar accepta așa ceva, că nu și-ar, gen, n-ar fi ok, sincer. Și acum și cu asta, bă, frate, dar, mai... Darusel, stai puțin, hai să facem o regulă. Bă, asta e doar între noi, că n-ai cum să vezi cu oamenii, că oamenii nu te văd cum ar veni. Nu e diferit. Bă, ceva mă dai peste oameni cu mașina. Bă, o, bă, Darusel, tu vrei să nu mai vadă oamenii chiar deloc? Darusel, dar și sunt la școală. Ok, bă, ok, stai puțin. Și cu școala, stai puțin să rezolvăm cumva. Sau de fapt, hai să mergem. Fii să simți ce să fac eu lui Darusel acum, că tu. Bă, ce faci? Bă, să intră cumva. Mami, stai puțin, poți să nu parchezi mașina aici. Ia, vino, ia-mă să mă fac acum, că încă sunt copil. Ia să vedem. Așa, hai cu mine, mami, hai cu mine ca să vorbești tu cu Dumnezeu. Hai, hai, hai. Ok, așa, bun, hai, sus. Intră, papa. Hai sus, vino. Lasă că vine cu mine, mami, că vreau să... Darusel, pleacă!
nici Darusel, se bat Darusel. Ok, deci Darusel, tu cred că ai înțeles greșit faptul ăsta. Ok, deci și pentru o zi e un corpul meu cum ar veni. Adică nu ești un corpul meu, te compori ca și cum că ești tu mama strictă și eu sunt copilul Darusel. Dar tu, lumea nu te vede, nu te percepe așa, doar eu te percep așa. Ia vino, bă, de unde spui, bă? Ia, vino, că te-ai făcut frumos, elev, așa. Bună ziua, doamne, uitați, a venit Darusel la școală, a venit la școală. Darusel, pune-te în bancă. Eu sunt mama lui Darusel și Darusel e în corpul meu și eu sunt corpul lui. Ce fiantă, dar vreau să vă zic că acesta este Darusel, așa că vă rog să nu-l crezi, că nu, Darusel așa e nebun și are probleme cu capul. Da, bine, ba! Ok, da, Darusel. Așa, puteți să spuneți și mie mai multe detalii despre ce a făcut Darusel, cum se descurcă el la școală? Deci el ia doi, nu? Ok, eu să merg eu să vorbesc cu el. Deci el ia doi, ia numai chestii de genul, așa de fraier, ok, ia să mă duc, la revedere. Darusel, de ce nu mai doi? Ia zi, fii antenă pentru asta, pentru asta, da, profesorul, pentru asta o să se bat cu bățu, vină după mine, că am ceva să spun, bă, tu gândești că oamenii nu ne percep așa, asta e doar între noi, asta e o joacă doar între noi, tu dacă faci așa, înseamnă că tu ești fraier și o să ai probleme tu altodată, oamenii te percep, bă, nu, dar bă, fărăș, Darusel, termină, Darusel, nu mai da, bă, ce... Aolo, bă, Darusel, bă, ai probleme cu capul, ai acasă, ai acasă, Darusel, că termin. Aolo, bă, frate, nu mai zbor. Darusel, acum, bă, oamenii nu te percep ca și cum că tu ești, că am zis că facem noi între noi. Ok, deci bună ziua, domnule Fiantena, vreau să cumpărați așa, mulțumesc. Hai, Fiantena. De 100% vorbește mai cât cu Fiantena, am înțeles, Darusel, bă, lasă-o pe mine, ia-mi, părând, acum, tot rândul meu, ai răbdare, că avem două lovituri fiecare, ai răbdare, bine. Ok, auzi, mami, că tot așa, ai zis că trebuie cum ar veni să fim invers. Hai să-i șcăm, mami, hai să-i șcăm ca lumea. Mami, dar și rândul meu și vreau să-l vrea să joace. Bine! Easy shit, am copii, lasă de fauna de Minecraft, de Roblox, de Roblox, de Roblox. Ia stai puțin, nu parcă erai mama strict acum, iară dai în Darusel. Easy pantofu, astea de mari, de... Gata, că e nebunși pe toată lumea. Hai mă să ne jucăm aici frumos bowling. 3, 2, 1, fiecare pe rând avem câte două lovituri fiecare. Lasă mingea așa să vedem. Darusel, le-am dat pe toate. Ia să te văpătire, cum o să încerci, că n-ai nicio șansă asupra mea, ia. Fiantă, pe felie, Darusel, nu-mi 12. Asta, easy. Rândul meu, fiantă, o să facem. Ok, o să lăsăm pe ăsta aici, o să lăsăm pe aici și plecăm, bă, frate, deja mă enervează copilul ăsta, uitați-vă pe bune, el vrea, aolo, mamă, nici mai pot, cred că mor cu copilul ăsta aici, doamne. Deci vreau să spun în felul următor, ia mă, ce face, mă, vine, da, Darusel, hai că asta că m-am supărat pe tine. Bă, trebuie să înțelegi un lucru, să clarificăm un lucru, Darusel, Darusel, stai puțin, deci tu ești mama strict, am înțeles, dar... Darusel, stai și în gură! Dar oamenii nu te văd așa, doar noi, între noi, știi, treaba asta. Darusel, stai și în gură, deci fiind să ne bătăm sânt, după mine mai ne faci, Darusel, mami, nu mă doare capul cu tine, gata, stai și în gură. Ok, da, am înțeles, și acum ce faci, unde vrei să ne duci, să mă duci mami, cum ar veni, nu știi, să cum, înțelegi popule, hai să clarificăm un lucru. Vreau ca să nu te faci tu de râs. Ok, așa și tu ce vorbești acolo, ia spune-mi. Ok, deci fii antenă, bă, Darusel, fii antenă. Acum o să ajungem acasă și tu ne avem pe calculator, două și fii antenă, stai în camera ta un an, doi, până o să mă răzgândesc eu, ok? Hai. Ok, pe ce, crezi că eu stăteam să mă joc pe calculator, că în mod normal nu, deci nu-mi faci nimic, mă, doamne, bă, dar e prost rău de tot copilul ăsta, deci chiar nu mai am cuvinte, adică pe bărătață. Stai în camera ta, hai, mai repede sus. Unde sus? Sus, în cameră, ok, da. Du-te tu jos aici, ia, ok, pa, mami. Așa, ia. Pentru că m-ai enervat. Nu, gata.
ok, ok, nu, cred că nici că nu facem ascunsele. Asta vrea el să facem acum, vrea să facem fața ascunsă. Dar să unde e dar să le? Ok, 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 chiar sunt curios dacă mă găsește aici, chiar sunt curios. Chiar să vedem, deci vine el în partea asta, uitați-vă puțin, uitați-vă cum vine. Deci, a, nu, nu mai venit, sau? Ea nu mai vine, a, nu mai vine, nu mai vine, nu mai vine, uitați-vă cât de prost e. Dar să, mami, 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 aici sunt, ce sunt, dar să, aici sunt, aici sunt, aici sunt, aici sunt, aici sunt, aici sunt, am plecat, am fugit, am fugit, pa, pa, pa. Bă, dar cât de prost e copilul ăsta, cât de prost e copilul ăsta, uitați-vă, uitați-vă la el cât de prost e, uitați-vă la el cât de prost e. Bă, nu-mi vezi. No, aolo, 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 bă, da, nu, stop, 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 joc, stai puțin, stai puțin, stai să, bă, da, nu, stai puțin, stop, joc, gata, nu se mai poate, dar însel tu, vezi ce ai făcut aici, ai spart geamul ăsta, chiar așa, bă, ești nesimțit pe bune, nu, dar, da, dar însel, uite-te puțin, am telefonul ăsta, știi ce păcirea mea în contact, uite-te, vorbește cu mine, îl am în contact pe tatăl tău, chiar vrei să-l sun acum pe taică-tă să vină aici să-ți dau mamă de bă... A, pot să stau și acum liniștit aici pe șezlong, niciun stres, niciun stres. Bă, ce cauți, bă, Darusele, aici, omule? Bă, Darusele, fii atent, Darusele, vreau ca tu să te duci în carantină, pentru că ești pedepsit. Nu, fii atent, mami, stop, joc, mami, gata, joc cu fii atent, mami. Ca să fiu o mamă, ești așa de urât, adică n-a ieșit. Bă, ce vorbești, mă, Darusele, nu, bă, ce, bă, poți să vorbești, mă, ca lumea, omule, să te înțeleagă, să te înțeleagă și pe tine, omul ăla, odată, un om, să te înțeleagă și pe tine. Ce mamă ești acolo, că nu înțeleg absolut deloc. Bine, pa, pa. Okay, bă, nu, gata, nu mai vrei să mai fim, gata, ți-a ajuns toată ziua? Da, ce... mi-a ajuns, espera! Ok, ce bine că ți-a ajuns acum, treci de-ai la tine în cameră, dar să le du-te acum repede, ți-am zis, dar să le du-te, du-te, fugi, 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 du-te la tine în cameră, nu mai voi! Stai! M-am blocat. Ok, gata, Darusele, gata, știi ceva? Hai, lasă-mă în pace, wow, mă pun și eu aici liniștit. Deja nu mai pot cu copilul ăsta, sincer, frate, nu înțeleg. Bă, Darusele, dar ți-ai să pleci odată, pleacă de aici, omule, du-te la tine în cameră. Bă, Darusele, chiar, tu chiar vrei, lăsați-mi, Darusele, tu chiar vrei să-l chem pe taică-tă, nu? Tu chiar vrei, nu, fiante, mami, mami, mami. Uite-te puțin în spate, uite, nu, Darusele, gata, gata, gata. Darusele, Darusele. Ce? Darusele. Nu, stai, nu, gata, gata, gata. Tu chiar vrei să-l chem pe taică-tă? Nu, zi pe bune. Ia, reamintește-mi și mie de taică-tă. Ce făcea ție taică-tă? Că nu mai știu, dar să vezi, cum era relația ta dintre tine și taică-tă? Mai reamintește-mi și mie puțin. Ești și amara, mamă, din lume, m-a săturat de tine. Ok, deci am înțeles, bă, la plângerea. Ok, deci am înțeles, am aflat încă o chestie și mai bine, practic știam într-un fel, dar vedem că am aflat puțin mai mult, pentru că, vedeți cât are când am zis de relația cu taică, s-a început să plângă acum, să-i zbucnească în plâns. Bă, nu știu care e faza, dar cred că nu avea o relație așa chiar bună, dar știți că atunci aici când s-a jucat cu taică, s-a jucat de genul, dar lumea chiar nu știu ce să cred, nu știu, e foarte ciudat ceea ce se întâmplă, ceea ce se întâmplă, dar da, deja nu mai știu să mai vorbesc, bă, frate, deja nu mai supăr pe copilul ăsta, a fost o zi horror, rău de tot, ați văzut, cum se comportă Darusel, ha, făceam iute cum ar veni de maică-sa strictă, bine măcar că nu sunt, că dacă chiar era maică-sa aici și nu era lui Rafael costumat și transformat în maică-sa, chiar nu știu unde s-a ajungea, nu știu dacă accepta în primul rând maică-sa și dacă accepta chestia asta după ce a făcut Darusel de râdea de ea, cum ar veni că cu prietenii ei, cu toate chestiile astea, chiar era foarte horror, dona, n-am ce să mai zic, cam atât a fost ziua aceasta, vedem ce mai facem și de mâine încolo, dacă vine maică sau dacă nu vine, nu știu care e faza cu maică sau unde a ajuns, habar n-am, sincer, nu știu, eu nu mai știu ce să mai cred, acum mă duc și eu frumos repede în cameră, trebuie să-mi revin, aolo, m-a luat și răceala, sincer, nu știu dacă se poate observa, chiar m-a luat cât de cât răceala cu copilul. Tine, vreau să zic că eu sunt Darusel și cel mai șmecherer și gata, m-am supărat tine, mami, cum pot să vă uite așa? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.